mașina care participă la aceste demonstrații, cu numere 3 de concurs, probabil cu cel mai tânăr navigator, că are mingea, ia să vedem, să nu spună lumea că n-ai minge și că pleci fără minge, așa, da? E gata, pregătit, uitați-vă atent, să vedeți ce patinează răsul din spate, fum, calatrist, da? Ambalează, toată seara s-au băgat ceva pronei și cazetere în această mașină. A luat start acum, domnul Adrian, cu o mașină verde, de la mine se dă reșit. Întoarcere pedală, această mașină are rază de viraj a ceea care se făcea conform tehnicii cu care a fost fabricată mașina din 1928. Iată că în fața dumneavoastră este o mașină de peste 90 de ani, 93 de ani, care face astăzi cinstea automobilismului din România, prin casele cadeținătorii se îngrijește și ea este în funcție. O mașină foarte frumoasă, elegantă, o mașină care la vremea respectivă împărțea privirile ca și astăzi, privirile spectatorilor. Lângă mașina de conducere se află domnul Apostol, președintele Clubului Jefitorilor de Etica din București, invitat al primăriei municipiului Brăila pentru cele două zile de concurs și de evenimente pe care le-ați văzut, parada de ieri, expoziția, astăzi probă demonstrativă. Mașina de concurs ajunge în zona în care există un copil cu o minge, ea trebuie să aibă contact cu copilul respectiv, astfel încât la un mic contact mingea de vârf se cadă. Mingea este legată cu oase pentru a fi ușor recuperat. Da, se ridică stag verde în clipa în care a avut contact cu copilul și mingea a căzut. Deci proba de contact a fost realizată. Și trecea și viteza enormă cu care acest sport de 93 de ani evoluează în fața dumneavoastră, o urmăriți în continuare. Domnul Adrian Prudel merge cu mașina astfel încât după acest concurs ea să nu intre într-un service. Ceea ce vedeți aici nu este o probă de îndeminare cu scop sportiv contra cronometru, ci este mai degrabă o probă demonstrativă pentru deliciul spectatorilor, probe care se desfășoară în cadrul evenimentelor organizate cu ajutorul clubului de echipelor de epocă din București cu președintele domnul. Iată că s-a ajuns la punctul 2, când navigatorul aruncă bine coș din cap. Primește stoc verde și mașina și pe traseul. Foarte frumos. A plecat întreaga demonstrativă de vetrinică, vetrinica de numără 38, în care se află familia Pascu. Iarăși puteți vedea că mașinile tot mare din asta din Protex, Mori. Ca rapid, ține-și de asta. Acest moment, până când familia Pascu a reușit să iată că a terminat și mingea, probabil să scape și copitul, nu? Copitul n-a scăpat, stat galben, acolo. Să mulțumim publicului Brăilean pentru că a participat ca seară la paradă, în expoziție, astăzi număr foarte mare pe marginea acestei piste demonstrative. Să mulțumim administrației
trei linii, reprezentate aici prin poliția locală și primărie. S-a ajuns la proba cu jocul foarte bine și stat vorbe la proba cu mingea. Iată cum, familia Pascu. De contact cu copilul respectiv, dar s-a reușit, mingea încă n-a căzut, uitați-vă că precizie este bună, a căzut mingea, ei aplicat-o. Am avut noroc, gata, avem un stat verde, bravo! Bine, bărați, aici pentru proba cu mingea, vreau să vă retrageți pe spațiul verde. Să vedem, urmărim acum navigatorul, sunt Ziana, cu precizie, obține un stat verde, ura! Felicitări! Întoarce și face manevră, întoarce. Tatăl învață și formează un nou participant. La alte elemente, alte mașini. Mașina de, deja este în traseu. Iată că se sezăm o diferență a tehnologiei de fabricație a mașinilor de bordă. Vizăm numai raza de viraj pe care o realizează mașina. A reușit să obțină un steag verde, intrând în copic, reușit să dărâme mingea, obține steagul verde și se îndreaptă acum în slalom către ultima probă test. Acum să vedem navigatorul de 10 ani ce face. La data viitoare tot steag verde va reuși, astăzi va reuși un steag verde la contact, un steag verde la minge. A pornit în proba demonstrativă, verde scurt, primător, în verbele 1, mașină fabricată în 1971, impresionat pe proprietar care ține la această mașină, priviță pentru că este rar de văzut la Brăila această mașină, deși-l destăinuie acum din culise pentru dumneavoastră, mai are o mașină, asta stă în garaj, nu o folosește zi de zi. Este o mașină cu care participă numai la evenimente deosebite. A luat un stag verde și l-a contat și domnul familie Gheorghiță, tată și fiu, se apropie acum de ultima probă, aceea cu mingea. Da, mai avem un stag verde. Și la distanță, 3 puncte asta, trebuia să dea 200 acum. Face manevră, acum pentru a veni din nou la start.
Și... A reușit două steaguri verzi. Da, e altceva. Acum avem un navigator de 11 ani, crește vârsta. Eugenie Marius și cu băiatul lui sunt pe o Dacia Sport, mașina care ani de zile... Zi de zi, marea majoritate verde, da, am văzut, zi de zi să ajung la remat. Gălățeanul pasionat de această mașină a venit verde, iată ce navigator, v-am spus că are 11 ani, da, cu numărul 36, sosit de la Galați la evenimente. Secretarul care este îmbrăcat într-o cămașă roșie, nu-i bine să prea multă lume să-l vadă, se numește Boldeanu Constantin, este un arbitru cu vechi state de activitate, e cu ochii pe concurenți și împușcă-i penalizările, da, asta e deviza lui. Iată-l că Marius reușește să obțină un steag verde, bravo! Răni, faci manevră ca să-l faci a doua manșă. Bine întreținută și Pleșcan nu vine niciodată la aceste demonstrații singur, ci vine împreună cu soția și copiii. Geaurile puțin fumurii, dar echipajul este complet. Toată familia Pleșcan în buburuza asta portocalie, pe probă, în slalom și acum ajunge la proba de contact. Gata, ai un steag verde, iată gălățenii, adună toate steagurile verzi, atenție, piloții brăileni care vor să participe. Gălățenii au luat până acum o droaie de steaguri verzi. Bravo! Extraordinar, încă un steag verde, familia Pleșcan adună steagurile verzi. Vine cu o mașină portocalie, anul viitor să schimbe culoarea mașinii în verde ca să adune și steaguri galbene. Asta ca să facem un pastel de culoare. Madalina este brăilean, ca pasiune extra-profesională, reconducționează mașini. Asta este una din garajul personal, un all-set club. Ieri ne-a delectat cu o mașină Trabant 601 fabricată în 1976, de asemenea astăzi trebuia să aducă o Dacia fabricată în 1975. Madalina obține un steag verde, iată că în frica de care spuneam mai devreme și adresam piloților brăileni îndemnul de a aduna și un steaguri verzi se confirmă. Steag verde cu ajutorul mingii. Ușor trebuie să întorc.
proba de concurs. Adrian nu este un începător, deși încă nu este posesor de carnet de conducere. A participat în sezonul 2020 la campionatul național de autoslalom și a ieșit campion național la juniori. Familia Bosoi sunt îndrăgostiți de competiții, de mașini. Au în garajul propriu și mașini de concurs, un Peugeot 206. Îl felicităm aici pe domnul Bosoi Florin, tatăl, care întreține partea tehnică a mașinilor și care este apropiat acestei mișcări sportive. Din păcate, la proba cu mingea, avem aici un stat galben. Facem manevră, venim înapoi cu spatele, cu atenție pe linia de start. Am aflat mai în culise că mai deține câteva mașinuțe Trabant în colecția personală. Un Trabant performant, o mașină de 30 de ani, da? Iată ce ținută impecabilă are mașina. Și cu câtă măestrie, domnul familia Bunea se deplasează acum pe pista de concurs până la ultimul potic acolo, proba contact. Clubul vehiculelor de epocă este un club afiliat Retromobil România cu o serie de membri posesori ai unor mașini de peste 30 de ani, mașini în stare foarte bună și care organizează o serie întreagă de evenimente. La ultima probă, mașina cu numărul 26, pe bune, nu ne vine să credem, a luat un steag galben. Deci familia Bunea și un steag galben, pe bune. Nu vă mai reținem, nu vă întrebăm nimic, ca să aveți toate condițiile de a vă concentra. Ca navigator îl are pe Bosoi Adrian. Această micuță și frumoasă mașină MG, produsă în Anglia, o ținută sportivă deosebită și mașina este într-o stare tehnică pe care o apreciați. Pentru cei care au mașini de 30 de ani sau peste 30 de ani și ar dori să le obțină certificat istoric să facă drumul respectiv, nu-l scăpați pe domnul Bratu, care vă poate da toate relațiile și vă poate ajuta să faceți asta. Se apropie de ultimul punct de contact. Da, i s-a dat un steag galben. Mingea n-a ajuns în coș, a auzit marginea și a rămas coșul. Cu un steag galben. Opel Calibra, mașină de 29 de ani. Este pilot licențiat 2021, component al clubului Hobby Autosport Brăila. Ivan Alexandru așteaptă încă un an ca această mașină să devină istorică. A obținut un prim steag verde, se apropie acum de probat de aruncare a mingii. Ia să vedem. Pentru că a făcut manevră, da? Mirel Lucian din Brăila, cu un Opel Record cu motor de 1700.
împreună cu Bosea Adrian, cu numărul 13 pe portieră. Foarte frumoasă întoarcerea totală pe care a realizat-o. Întreținerea unei mașini de peste 20-30 de ani este un efort considerabil pe care îl realizează. Iată că avem un steag verde, îl realizează proprietarul, spuneam că întreținerea mașinii, și la circa 40 de ani fabricantul consideră că mașina a fost reconstruită de la zero. Iată că numărul 13 i-a adus un verde și tot în verde, cu două steaguri verzi, Ion Lucian termină manșa a doua de concurs. Următoarea mașină, cine-i pregătit în parc? Cu ochii pe această frumoasă mașină, un Mercedes Cobra 3300D, pentru o prestație elegantă. În proba demonstrativă care se desfășoară în fața dumneavoastră. Steag verde, deci proba contact reușită. Ia să vedem dacă mai contabilizăm încă un verde, cu emoții. Am pregătit steagul verde, dar s-a arborat steagul galben. Mingea n-a vrut să intre. Felicitări, foarte frumoasă prestația dumneavoastră. Thank you.